în Marea Mureș și am oprit să mâncăm pentru că ne este foarte foame. Suntem aproape de Sighetul Marmației, adică ne apropiem de graniță, efectiv. Suntem în cealaltă parte a României și mi se pare genial. Și o să mâncăm la această minunată casă. Foarte rustic totul aici. Deci hai să mergem, mor de foame. Ok, am ajuns aici la masă, am comandat păstră. O, ce bine arată. Da, și mami acolo are ceva interesant. Foarte tradițional. Toate acolo frumos. Și până să vină masa am citit chestii foarte interesante aici, printre care și această poezie foarte drăguță despre Marea Mureș. Marea Mureș plai cu flori. Mai încet bine. Plânge un copil. Marea Mureș plai cu flori, cu fete și cu feciori și cu oameni muncitori. Marea Mureș țară veche, cu oameni fără pereche. Cine calcă al tău pământ, zice că ești un loc sfânt. Cine calcă al tău plai, zice că ești rupt din rai. Ce frumos! Acum mergem la masă într-un restaurant sau casă, într-un restaurant specific Marea Mureșean. Să vedem! Ok, și pentru că suntem în Sighetul Marmației, aici se spune că se agață harta în cui. Deci chiar am mai auzit chestia asta la o fetiță care a venit la un concert de-al meu în Oradea. Și efectiv aici este un cui. Și scrie: bine ați venit la Sighetul Marmației. Deoarece se spune că aici se agață harta în cui, ei bine, acesta este cuiul cu pricina. Și ăsta e cuiul, foarte tare. Și am ajuns în cimitirul Vesel. Este o cruce din 1904. Aici toți oamenii care nu mai sunt își spun pe cruce povestea vieților. Suntem la cimitirul Vesel. Știu că am fost într-o tabără și trebuia să vin aici și n-am apucat, așa că mă bucur că sunt aici.